Salut, băieți, fete, bine v-am găsit la un nou episod de, da, al patrulea caz de varana mainuțe diagnosticat în România. Acesta a fost postat pe 16 iunie anul acesta. Hai să începem. Un nou caz de varana mainuței, cel de-al patrulea, a fost diagnosticat în România, anunță Zoi, Ministerul Sănătății. Este vorba de un bărbat de 36 de ani, contact cu primul pacient diagnosticat cu varona maimuței în România. Pacientul s-a prezentat miercuri la un spital din București după ce simptomele i-au apărut din data de 12 iunie. Starea de sănătate a pacientului este bună, iar acesta a rămas internat. Perechizează Ministerul Sănătății. Primul caz de varona maimuței din România a fost anunțat la 13 iunie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 26 de ani din București, diagnosticat în urma investigațiilor de laborator, după ce prezentase simptome în urma cu 4 zile. Se pare că bărbatul s-a infectat de la o persoană apropiată care călătorise în ultima perioadă în mai multe țări din Europa, unde există numeroase cazuri de infecție cu varula maimuței. A doua zi, în data de 14 iunie, Ministerul Sănătății anunță că a fost diagnosticat un al doilea caz de varoare maimuței în România. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani. Miercuri, 15 iunie, Ministerul Sănătății a informat că a fost diagnosticat și al treilea caz de varoare maimuței în România, un bărbat de 31 de ani. Varoala maimuței nu se răspândește cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractul respirator, ochii, nas sau gură și prin fluide corporale. Ce spune Ministerul Sănătății Alessandru Rafila? Ministerul Sănătății Alessandru Rafila a declarat miercuri că varoala maimuței nu se transmite ușor și nu necesită măsuri de precauție, ca în cazul infecției cu noul coronavirus, menționând că nu se pune problema unei transmiteri comunitare a acestei boli, pentru că rata de reproducere este în jur de 0,3. Nu este vorba de o sensibilitate, este vorba de mai degrabă de un comportament la risc. Comportamentul de la risc poate să fie deopotrivă înregistrat și la bărbați, și la femei. Problema este legată de un contact apropiat cu o persoană infectată. Lucrul acesta se poate întâmpla oricui dacă nu se ia niște măsuri de precauție. Și recomandarea este cel puțin din punct de vedere al relațiilor intime, și să evite relațiile întâmplătoare cu persoane necunoscute. Și dacă există o expunere în sensul contactului cu o persoană care prezintă leziuni, atunci înseamnă că este bine ca persoana respectivă să se adreseze serviciului de boli infecțioase, a explicat Rafila, întrebat dacă există o sensibilitate mai mare a bărbaților la această boală, având în vedere cele trei cazuri existente la ora respectivă în România. El a mai spus, recomandă și folosirea prezervativului. Aceasta este o metodă care ar scădea foarte mult riscul de transmitere a infecțiilor cu transmitere sexuală. Totdeauna când vorbim de o boală cu transmitere sexuală, prezervativul este o metodă de prevenire care nu este infailibilă. Știți că cea mai infailibilă metoda ca este abstinența? Așa scrie în literatura din specialitate, dar folosirea corectă a prezervativului este o metodă care va scădea foarte mult riscul de transmitere a infecțiilor cu transmitere sexuală. Și se dovedește că această boală este în momentul de față transmisă mai degrabă pe calea sexuală, evidențiat Alessandru Rafia. OMS convoacă Comitetul de Urgență. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat
marți că va convoca o reuniune a comitetului său de urgență în data de 23 iunie pentru a evalua dacă varula maimuței boală extern de contagioasă a care a început să se răspândească în Europa reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional. Acesta este cel mai înalt nivel de avertizare emis de OMS, care în prezent se aplică doar în cazul pandemiei de coronavirus și poliomielitei. Creșterea numărului de cazuri este domiznuită și îngrijorătoare, a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în cadrul unei conferințe de presă. Considerăm că situația necesită un răspuns coordonat din cauza răspândirii bolii în lume, a mai spus el. Experții internaționali ne vor ajuta să înțelegem mai bine virusul, a adăugat șeful OMS. Asta a fost tot. La revedere! I remember, like and subscribe.